Mina Vulcan, una dintre cele mai bune unități miniere din cadrul complexului energetic Hunedoara, are din ultima zi a lunii iulie director nou. Numirea s-a făcut cam la presiunea politicului, spun surse din rândul minerilor de aici. Iar la decizie ar fi contribuit chiar și primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile. Sebastian Popa a fost director. Unul apreciat ca un bun specialist a fost demis în dimineața zilei de 31 iulie și în locul său a fost numit George Gheorghiu, un membru mai apropiat de PSD. Conducerea complexului energetic Hunedoara nu a făcut publică, cel puțin deocamdată, schimbarea directorului de la această sucursală și nici nu a fost indicat locul pe care Sebastian Popa îl va ocupa după schimbarea din funcție.